Care a fost prima ta interacțiune cu Dr. Michelle Audin și cum te-a influențat? După prima mea naștere, acum 8 ani, am auzit despre doctorul Audin și mi s-a părut ceva absolut revoluționar față de ce trăisem eu în maternitatea în care am născut. Și mi s-a părut că așa ar trebui să fie sau așa ar putea să fie, așa cum spune el. Am comandat din cărțile lui în engleză Renașterea nașterii. Țin minte că mi s-a părut extraordinar titlul ăsta. Mi-am făcut o adresă de mail, Birth Reborn, a avut un impact foarte mare pentru mine. Și m-am hotărât să devin moașă. Am văzut că el promovează asistarea nașterii de către moașă. Am aflat ce poate să facă o moașă și inclusiv în România am auzit că există facultatea de formare pentru moașe. Între timp am rămas însărcinată cu al doilea bebe și după ce s-a născut și a doua fetiță, am zis asta este pentru mine. Deci chiar am simțit că principiile pe care doctorul Michelle Audin le promovează mi se potrivesc ca o mănușă. Și am vrut să dau asta mai departe, către cât mai multe femei. Să aibă o naștere cât mai puțin traumatizantă, frumoasă, cu participare deplină, atunci când se poate și totul merge bine. Și atunci am început facultatea de moașe, am urmat cursurile la zi, 4 ani de zile, mi-am luat licența și iată-mă că sunt moașă în momentul ăsta. Și am bucuria și oportunitatea să asist tot mai multe femei la naștere, în felul în care am aflat că se poate și pe care îl aplic la fiecare naștere la care merg. Bun, mai precis, care ar fi aceste principii pe care le susține Michelle Audin? El vorbește despre nașterea în secolul vitezei, ce se întâmplă cu medicalizarea excesivă din timpul travaliului și nașterii, care este impactul pe termen scurt și lung asupra mamei și a bebelușului. Ne vorbește despre o naștere naturală, firească, frumoasă, în condiții optime. Condiții optime ce înseamnă din punctul lui de vedere și din punctul și al meu de vedere acum? Să ne asigurăm un mediu cât mai prietenos în jurul nostru în momentul nașterii, un mediu intim, să ne uităm un pic la nevoile femeii în travaliu, intimitate, acceptare, siguranță, cât mai puțină intruziune atunci când avem un motiv. Firește că travaliul este monitorizat, bebelușul este și el monitorizat, dar atunci când nu e cazul, nu facem intervenții de rutină. Nu punem perfuzii de rutină, nu restricționăm mama la pat, nu este bolnavă, naște. E în cel mai fericit moment al vieții ei. Iarăși un impact foarte mare pentru mine l-a avut faptul că am realizat și am aflat că nașterea e cea mai importantă amintire din viața unei femei. Rămâne pe viață acolo. Și pentru mine a rămas și pentru alte sute de femei la fel. În momentul în care nașterea e traumatizantă și avem un mediu neprietenos în jur, rămâne această amintire traumatică. În momentul în care avem grijă de experiența asta și ne gândim cum să o planificăm din timp, să ne informăm, să participăm la cursuri alături de partener, să citim cât mai mult despre cum poate fi, este ceva absolut dezirabil, în care chiar nu ai vrea să dai la o parte așa ceva. E o experiență de împlinire completă. Înțeleg că se referă și la o pregătire a nașterii, cursul de dinainte și la alăptare, ceea ce promovează și susține Michelle Audin. Da, doctorul Michelle Audin a făcut o revoluție privind alăptarea în prima oră de viață. El a fost printre primii promotori ai acestui lucru și asta se aplică din ce în ce mai mult în tot mai multe maternități, inclusiv în România, alăptarea bebelușului. În primul rând, punerea pe piept a bebelușului imediat ce se naște, contactul între mamă și nou născut, acea primă privire între ei e de neegalat. Iar bebelușul vine, caută sânul și se atașează singur în câteva minute de la naștere, un sfert de oră, o jumătate, în prima oră de obicei de la naștere. Există un reflex de subt pe care îl are și e foarte puternic, un instinct cu care bebelușul se naște. Iar doctorul Audin ne explică de ce e bine să nu perturbăm, să nu separăm mama de copil. Firește, atunci când bebelușul este bine și totul decurge firesc și din punct de vedere
fiziologic, bebelușul este sănătos și nu apar niciun fel de dificultăți. Și inițierea alăptării în prima oră de viață are multiple avantaje, pe lângă factorul ăsta emoțional, afectiv, care este foarte, foarte important. Are loc colonizarea cu germen prietenoși a bebelușului odată ce el e pus pe pieptul mamei, colonizarea tractului digestiv, iarăși cu ce întâlnește în laptele de mamă, nu în altă formulă sau alte substituente. Și are loc un start optim în viață, că despre asta este vorba. Bebelușul trăiește emoțiile alea de după naștere și cu cât ele sunt mai pozitive, cu atât el va fi mai încrezător în noua lume în care a apărut. Și firește, singurul reper cunoscut pentru un nou născut este mama lui. De-aia toate nevoile bebelușului sunt împlinite pe pieptul mamei. Acolo e cald, acolo învață să respire, aude bătăile inimii, acolo găsește hrană, acolo găsește siguranță. Să vorbim un pic despre evenimentul de la București. Ce găsesc cei care vor să participe? Și ce pot afla? În ce constă exact? Pentru mine e o mare bucurie să avem privilegiu să-l vedem pe Michel Odant la București în curând. Cred că nimeni din cei care urmează să devină părinți nu ar trebui să rateze sosirea lui la București. Nu știu dacă îl vom mai întâlni în curând la noi, poate e ultima șansă să-l vedem. O să fie mai întâi un curs de formare dula, acest însoțitor al nașterii, cum o numim pe această dula, și rolul ei e unul foarte important din punctul meu de vedere. Eu, înainte să fiu moașă, am activat ca și dula, am lucrat în spitale alături de femei la naștere ca și dula. Și e o mare bucurie să poți să contribui cu ceva la acel moment, iar pentru femei este o mare relaxare și un mare confort pe care îl aduce această persoană când merge alături de ele la naștere. Dula nu face nimic din punct de vedere medical. Ea nu are competențele necesare, dar însoțirea psihoemoțională a gravidei este foarte importantă, pentru că atunci când mama se simte în siguranță și într-o zonă de confort, nașterea are mai multe șanse să decurgă firesc, netraumatic. Și ce poate face o dulă mai concret, ca să vedem care este rolul ei mai exact? Încurajează mama, îi oferă confort prin masaj, diverse poziții, diverse tehnici de respirație. Deci sunt lucruri care par firești și ușoare, dar în momentul ăla ai nevoie de cineva lângă tine care să te susțină, să te încurajeze, să-ți spună că totul este bine și că te descurci excelent. Și asta mi se pare foarte, foarte important într-un moment în care suntem vulnerabile, suntem fragile, suntem și puternice în același timp. Și mai departe o să fie conferința de pe 1 octombrie în care Michel Odant va dezbate subiectele lui preferate, nașterea, alăptarea și atașamentul, și ne va povesti despre centrul lui de cercetare în care tot mai multe studii adună dovezi în privința nașterii cât mai firești. El ne va povesti și despre cum a revoluționat la un moment dat în Franța nașterea, a introdus în secția lui de maternitate cădița pentru travaliu, piscinuța, tot ce a avut la dispoziție pentru a asigura confort în travaliu. Și a observat că unele femei chiar nasc în apă, nu mai vor să plece de acolo, se simt foarte bine. Și a fost printre primii care a, să zic, introdus această metodă a nașterii în apă. A lăsat la dispoziția femeilor salteluțe, scaun de naștere și la fel a observat că ele nasc în poziții gravitaționale, lăsându-le libertatea de a alege cum anume să stea, cum să se așeze. El au lucrat cu corpul lor, care le-a spus: uite, acum e mai bine să stăm într-o poziție gravitațională. Și e firesc să fie așa. O să vorbim și despre prima oră de după naștere și importanța ei, impactul ei pe termen scurt și lung. Michel Odant
vorbește foarte, foarte frumos și foarte bine despre rolul hormonilor în timpul nașterii, al primei ore ce urmează imediat după naștere. Practic, echilibrul ăsta biochimic care are loc între mamă și copil este foarte important să nu fie perturbat, dacă se poate, și totul merge bine. Din nou spun, principiul siguranței rămâne la bază întotdeauna. Atunci când avem nevoie de intervenții, le folosim, dar nu le folosim de rutină. Atunci când asiguri un mediu cald, liniștit, empatic, care respectă alegerile mamei și respectă începutul vieții pentru bebeluși, și ce înseamnă asta? Exact ce promovează Michel Odant, cât mai puțină lumină în sala de nașteri, de exemplu, cât mai puține persoane, na, strictul necesar din punct de vedere al personalului medical, să nu vorbim tare, să lăsăm bebelușul să intre liniștit pe lumea asta și să se producă acest contact, acest atașament de imediat după naștere, pentru că atunci toate canalele de recepție între mamă și copil sunt deschise. Toți hormonii care sunt în joc asigură inițierea acestui atașament stabil și care are efecte pe termen lung între mamă și nou-născutul ei. Conferința de pe 1 octombrie este un eveniment special dedicat în primul rând mămicilor, dar sunt bineveniți și cei care lucrează în domeniul perinatal, în domeniul nașterilor, al urmăririi sarcinilor și al puericulturii, al îngrijirilor acordate nou-născutului și toți cei care au legătură cu alăptarea, firește, și pe ei așteptăm cu mare drag acolo. Sunt convinsă că vor găsi informații foarte utile care le vor schimba felul în care văd lucrurile în acest minunat domeniu. Multe detalii găsiți pe site-ul de eveniment www.michelodant.ro. Tot acolo se pot face și înscrierea la ambele evenimente, pentru cursul de doula și pentru conferință, și vă așteptăm cu mare drag la oricare dintre ele sau la ambele.